Cine o semnat? La mine ce o semnat un executor? Sau, deci semnătura, dar ștampila ai pusă de ministru. După ce s-a elaborat altă schiță și la solicitarea Ministerului Culturii s-a avizat proiectul. Neglijent intenționat ordinele Ministrului Culturii și Turismului. Aici cu drept exclusiv care aparține Consiliul Național de Experți. Bun, vreau să zic că un deci, de la... Este, aici este ordonanța de încetare a urmării penale. Undeva o scris că încălcat, dar în alt punct scrie că nu încălcat. Vă gătiți de săptămâna viitoare, puteți să vă gătiți toți cu ce puteți, eu îngrădesc obiectul conform decizii Curții Supreme și să încep lucrurile. Conform decizii Curții Supreme, trebuie să ai actul de desfințare pe acest moment. Deci este tot, toate acte. Toată documentația. Autorizația de sfințare. Eu ție nu am și prezentat că tu ești o persoană bolnavă, care umbli prin toată țara și duci toată societatea asta, o duci în eroare și te ocupi cu prostii. Crezi că monumentul care aparține tuturor și patrimoniul... Cum tuturor? Asta e aparține... Eu sunt proprietar, nu dumneavoastră. Este patrimoniul național. Când eu l-am procurat, nu era monument de arhitectură. Era monument. Corect? În 95 era monument. Când l-am procurat eu, nu era monument. Legea nu era publicată în monitor și deci la momentul procurării apartamentelor 1, 2, 3 și 4 într-un bloc din TEG, nu era... 1993, când l-a prezentat Parlamentului, el a fost constatat că monumentul de arhitectură de categorie. Vreau să adus într-un registru. Vreau să vă întreb un lucru așa, dar nu vă supărați. Restanța statului nostru, eu am spus-o, este că... Nu vă supărați. Domnul Ion, în ce școală... La 2010, deci eu am venit la agenție în noiembrie, în februarie deja a fost publicat registrul. Vedeți? Două luni de zile s-a lucrat, s-a făcut restanța din nou minus 93. Deci am început să facem reguli. Pe mine mă interesează, am început să gândim așa, domnul Ștefan, mă interesează un lucru. Eu sunt cetățean. Și eu m-am adresat la toate organele de resort pentru a obține niște documente ca să fac ceva bun în acest oraș, în această țară. Da, m-am adresat. Deci, ce vine la momentul, și vreau să zic că două persoane care la momentul de față au demolat monumente și au făcut ceea ce au vrut ei, care eu așa persoane îi numesc răifăcători de societate. Care au demolat, au făcut tot răul ăsta care l-au stârnit și au dus în eroare toate organele și toate televiziunea și tot, pe ce ei cred? Păi într-așa caz, de ce mai avem noi toate ministerele astea? De ce mai avem administrația publică locală? De ce mai avem Ministerul Culturii și toate chestiunile astea care noi ne adresăm cetățenii? Să facem ceva bun și după aceea îți găsește o persoană și umble așa cu capul pe o parte, tătă orașul și se ocupă cu prostii și încearcă să ducă toată, când eu vă dau foarte clar, la Ministerul Construcției, erau organizat toate chestia asta au fost. Numai ajunge să înregistrez autorizația de reconstruire și acolo deja plângere era că nu este calitatea solului, că nu este ce, că nu este ce. Dar, practic, sunt toate avizele la toate organele de resort. Păi cum au fost obținute avizele astea? Procuratura a demonstrat că avizele astea au fost obținute cu încălcarea atribuțiilor de servicii, cu depășirea atribuțiilor de servicii, cu neglijență în serviciu, din cadrul primăriei, doamna Culev, șefa direcției culturii, neglijență în serviciu, doamna Cazacă, depășirea atribuțiilor de serviciu, doamna Furtună, care a elaborat certificatul de urbanism, depășirea atribuțiilor de serviciu. Dar să fim sinceri, nu? Deci este o hotărâre de la Curtea de Apel, este decizia Curții Supreme, acolo s-au expus pe toate încălcările care au fost. Corect. Și pentru dumneavoastră sunt încălcări, dar pentru persoane, adică să zicem așa, că toate organele, toate ministerele au încălcat, dar dumneavoastră nu. Dumneavoastră cunoașteți legea și sunt mai bine ca persoanele abilitate în ministerele care activează. Așa spune. Cum se face justiția în Republica Moldova, nu eu cunoaștem foarte bine. Eu îți dau trimitere. Eu nu cunosc. Dacă dumneavoastră cunoașteți... Îți dau trimitere la o situație. Aceeași situație cu depășirea atribuțiilor de servicii, cum s-a obținut aviză Ministerului Culturii, am avut-o pe 31 august 1989 lângă Biblioteca Națională. Vă aduceți aminte pe incidentul de acolo. Deci, același lucru. Funcționarul public la Ministerul Culturii a avizat, pentru că Consiliul Național de Experți a fost împotriva acelei construcții, da? Dar funcționarul public a avizat din propria lui inițiativă semnătura cu ștampilă
și respectiv s-a considerat ca viz de terculturi este. Iată că Curtea Supremă de Justiție, la 27 ianuarie 2012, a dat câștig de cauză nouă primăriei, de fapt, care eram împreună, primăria, Universitatea de Educație Fizică și Sport, Biblioteca Națională și Ministerul Culturii. Toți împreună. S-a dat câștig de cauză nouă celor care apărăm monumentul, da? Seminarul Teologic, Biblioteca Națională. Da? Deci, în cazul ăsta, legea a fost învârtită altfel și s-a mers împotriva monumentului și împotriva noastră. Domnul Samuel Lăncean, ați cumpărat efectiv imobil și cât ați făcut el, dacă trebuie să ne spui? În 2005 și am achitat undeva vreo 3 apartamente, vreo 80.000 de euro, cam așa. Dacă scândură cele sus, eu ce trebuie? Să-l lăs așa pentru să degradez? Когда покупалась вот эта недвижимость, жили три фамилии. Лачестари Садус, Шилокуяуши Бомжа есть. Кум сын один градежды, аша мизери. Дикан использовали это? Акума у анжу мати. А, я мил. Шибе, это вот это, знаете, нарим еще документы. Есть, да, дарлезен, да, есть. Монументы для архитектуры. Сокупа смечено. Пусть всем будет сколько сильнее. Я так не царичи, на. Сокупа платит. Тут и крапа. Мой не архитектур. Сильнее. Я чуть кем сфак. Я моделяр, когда я сфак курацели, чего? Я раз не вендез, я мама покажет, что все лезет там. Интересно, лезет. Ну, не, 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 не